15 ani trăiți alături de mama mea în Colba. Mereu m-am întrebat cum ar arăta viața alături de tatăl meu. Ești o harami mică și prostă vană! Jalil, tatăl meu. Cu toate că nu e mereu în preajmă, de fiecare dată când își face apariția, încearcă să-și mascheze absența. Să-l porți cu drag, Floricica mea. De ce nu mă vrei în preajma ta? Nu ai de ce să-ți faci griji, Laila. Tu cu siguranță te vei realiza, nu vei ajunge ca noi. Noi ne vom căsători, vom avea vreo 7 copii, în schimb, tu vei avea un viitor măreț. De ce cred oare prietenele mele că mă voi realiza? Stau toată ziua și trag pentru casa asta. Noroc cu Taric. Deci știi tu, Taric, cum îmi dispar toate problemele când sunt cu tine. Oare te mai pot privi doar ca pe un prieten? Să fie ăsta momentul potrivit? Să fie ceea ce-mi doresc cu adevărat? Sunt încântată și îngrozită în aceeași măsură. Mi-e frică. Te rog, nu-ți la revedere. Laila! Nu a durat prea mult. Războiul mi-a luat fericirea. Rashid! Rashid! Hei, m-auzi? Rashid! Cito! Și tu, fix cu șchiopa? Rashid! Trage un de gând! Mama, ești expertă! Vă ajut? Nu, dă-te de acolo, ca să bravo!